Bună ziua! Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu un piure de cartofi fără să folosesc unt sau margarină. Bineînțeles, este o rețetă de post vegană, dar consistența acestui piure depinde de cartofii, de soiul cartofilor pe care îi veți folosi și, bineînțeles, de lichidul, de cantitatea de lichid pe care o veți adăuga în el. Este un piure delicios pe care vi-l recomand. Pentru această rețetă eu am folosit 1 kg de cartofi albi, 2-3 căței de usturoi care sunt opționali, 50 de grame de lapte praf vegetal integral, 50 ml de ulei de măsline extra virgin, vegeta fără monoglutamat sau sare după gust. Cartofii 1 kg. Bineînțeles, i-am curățat de coajă și i-am spălat foarte bine. Apoi, eu i-am tăiat feliuțe subțiri pentru că vor fierbe mai ușor așa dacă sunt tăiați în feliuțe mai mici, mai subțiri, dar puteți să tăiați cuburi sau puteți, dacă sunt mai mici, să tăiați în sferturi sau fiecare taie acești cartofi după preferință. Eu obișnuiesc să-i tai așa. Punem acești cartofi într-o oală. Eu am folosit o oală de 4-5 litri capacitate. Așa cum v-am spus, opțional adăugăm 2-3 căței de usturoi. Mie îmi place foarte mult usturoiul și îl pun la aproape orice mâncare. I-am tăiat feliuțe subțiri, adăugăm și aproximativ 1 litru de apă, punem apă cât să cuprindem cartofii și punem această oală pe foc mediu. O acoperim cu un capac și lăsăm acești cartofi să fiarbă. În momentul în care au fiert, când îi înțepăm cu o furculiță, se vor sfărâma foarte ușor. Îi scurgem de apă, dar păstrăm lichidul. Scurgem într-un vas, într-un castron. Iar apoi, cu ajutorul unui dispozitiv pentru pasa cartofii fierți, îi vom sfărâma cât sunt fierbinți, pentru că atunci se sfarmă cel mai bine. Adăugăm apoi vegeta sau sare după gust, laptele praf vegetal 50 de grame integral, deci eu am folosit un lapte de soia integral, fără zahăr, fără alte adaosuri, și ulei de măsline presat la rece 50 de ml. Amestecăm foarte bine până când cartofii sunt foarte bine zdrobiți, foarte bine pasați, iar apoi mai adăugăm puțin câte puțin din lichidul în care au fiert, apa în care au fiert, până ajunge la consistența dorită de noi. Amestecăm vârtos ca să nu rămână cocoloașe, să nu rămână cartofi care să nu fie zdrobiți, dar dacă ne vine mai ușor, putem folosi chiar un mixer din acela vertical, dacă vrem să iasă totul foarte, foarte fin. De obicei eu folosesc acest dispozitiv. Piureul meu așa arată, de consistența aceasta l-am făcut eu, dar acum fiecare pune atât lichid cât dorește, cât de consistent sau de subțire dorește să fie acest piure. Eu l-am servit cu ciuperci sotate și cu o marinată de gogoșar fără oțet făcută în casă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!